Cosmin Contra și echipa lui se vor bate la titlu, a declarat recent antrenorul Petrolului. Chiar și jucătorii, mai vechi sau mai noi, susțin că Petrolul poate câștiga campionatul, a afirmat de multe ori fundașul Geraldo și mai nou mijlocașul Juan Albin. Însă, conform lui Mitică Dragomir, președintele Ligii Profesioniste, gruparea ploieșteană doar se poate gândi la titlu. Asta numai dacă mijlocașul băurceanu pleacă de la Steaua. Altfel, nici echipa lui Contra sau altă pretendentă nu au nicio șansă. Tot el face și pe impresarul, după ce în mai multe situații l-a propus Stelei pe Jean Arsenat, fotbalistul Petrolului, deoarece este cel mai bun fundaș dreapta din România. Însă Cosmin Contra a declarat înaintea meciului retur cu Swansea că jucătorii săi au valoare să plece în Europa, nu la o rivală din campionat. Asta după ce brazilianul Guilherme, un alt fundaș, era pe lista de transferuri a Stelei.